Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Iată-ne la stupină. Cum observați, mai rar, așa am mai putut face câte un filmuleț. Însă, din motive foarte obiective, iată, reușesc foarte greu să fac asta. Am și început să dau caturile jos, le-am dat la o parte din ele. Vă spuneam că anul ăsta, datorită faptului că m-au prins treburile așa, forțe de muncă puțină, am ajuns la un moment dat niște roiuri mai de timpuri pe care le-am făcut și n-am putut să fac altceva, n-am avut alte reacții decât asta, să folia asta care o pun peste tot. Apropo de folie, am un sentiment așa de bucurie, faptul că v-am convins pe foarte mulți că nu se întâmplă nimic cu stupina dacă ai pus folia. Asta prin 2007-2008 am început prima dată la vagoane să pun folie cu oarecare emoții, dar în aceeași timp mi-am zis, stai o clipă, albina își face ventilații, se descurcă. Sigur că la vagoane nu o puteam pune vara, dar pentru iernat se dovedește a fi un lucru extraordinar. Iar la biostup lucrurile stau altfel, pot să fie și în timpul verii pe stradă, folia se optimizează temperatura, mai ales dacă folosim și mergem așa cum mergă pe mulțirii pentru a vă pregăti 3 în 1, cum de fapt aș și văzut de-a lungul timpului, asta este obiectivul meu, să pregătești, să preluați voi și să mergeți mai departe, să dezvoltați stupinii acolo la voi, să reușiți să aveți producții, să faceți tot ce depinde ca să vă schimbați statutul. Atât stare de sănătate, cât și atât că uneori a crescut câte o iarbă pe aici în față, de albinuța vine greu să se ducă. Acum am de gând să desfac acest biostup care, vă spuneam, a pornit mai din timp, măcile s-au împerecheat mai devreme și eu n-am făcut altceva decât folia aceea să o întorc așa un pic. Ia uitați-vă, deci am întors-o încât albina de jos să vină din compartimentul ăsta, să vină sus să lucreze, iar albina din partea cealaltă, din celălalt compartiment, să vină iarăși în partea cealaltă. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat așa, să obținem și producții. Deci, cele două mătcuțe, nu numai că au umplut compartimentul lor așa cu 6 rame, dar au și făcut, iată, cum observați, s-au unificat. Deci nu mai știi care e de la prima, care e la a doua. Sigur, acum am și emoții, trebuie să vă mărturisesc că mă gândesc dacă nu cumva, una din mății a dispărut, dacă a ajuns sus. Dar albina a lucrat. Pe ce am mizat eu? Am mizat pe faptul că se întâmplă uneori, și așa v-am și arătat, când în același nucleu, două mății s-au împerecheat și fiecare lucrau. Dar acum, dacă ele au fost separate, poate n-au avut așa, să spunem, furia de a se ducă și în una peste alta și să se omoare. Albina, de regulă, face asta, dar s-o obișnuie cu mirosul. Eu cred că nu este. Iată, aici, dragilor, avem rame full. Ia uitați, au și propolizat, au și... Da? Deci acestea sunt ramele. Eu vreau să vă arăt până la capăt. Foarte greu de ridicat o ramă de asta. Sunt rame de cele trei sferturi, le-am avut la vagoane. Și nu m-am... Asta a fost modelul, n-am mers. Mi-a fost milă să le... Da, iată. Aici avem o ramă. Am să o las jos. Vreau să vă arăt
A, da, mai bine fac eu alte lucrare. Am să viu cu un stup. Așa trebuie să fac. Vecin și să le pun stânga-dreapta. Lasă la camera așa, dragilor. Deci lasă un pic camera ca să pot să aduc pe care să-l pun. Vecina aici. Și să pun așa, aproximativ jumătatea într-o parte, jumătatea cealaltă și să scutur albina. Deci iată cum procedez. Deci jumătatea asta, adică vreo 4 rame care sper, cred eu că vin din compartimentul acesta, să le pun deoparte și până să mă întorc să scutur albina. Veți vedea îndată cum procedez. Da, cert este că ce s-a întâmplat aici este limpede. Dacă mânțile au fost mai din primăvară, să spunem, împerecheate, ele și-au făcut treaba și-au dat și producție. Ia uitați-vă, dragilor. Asta are 4 kg, pe puțin. Uah, dacă aveau și puține. Aveau puține. Da? Deci, nu exagerez. Minim 4 kg are. Hai să mai vedeți o dată, și eu sunt curios să văd. Nu este o celulă necăpăcită. Totul e perfect, perfect făcut. Și pe partea cealaltă, ia să vedeți și partea cealaltă. Ia uitați-o, dragilor, cum arată. Cum arată pe partea alaltă. E și umflat așa. Ce vă spun, care e peste de 4 kg, 4-5 kg, cum abia am ridicat. Deci, asta fac eu acum. Încerc să le pun pe cele care sunt dintr-un compartiment deoparte. Gândind eu că e albina din compartimentul acesta, deci ea nu mai are. Hai. Ai, ce propolizate sunt. Deci, dragilor, asta sunt timpul dacă le mâți noi, tinere. Da, și ea pe acolo o lucrat. Deci prin... Tot așa, tot așa, dragilor, tot așa, tot așa, tot așa. Și l-am mastrat, tot așa este. Ba mai mult. Dacă a fost un pic mai depărtată, o crescut și pe stup făgurel. Pe acolo, deci fanta cei care am lăsat-o de o ramă, pe acolo a curs albina. Și mai înaintăm. Ele sunt 9 rame. 4 ori fi dintr-o parte și 4 din cealaltă. Da, deci iată, 4 aici, deci nu exagerez, în jur de 15 kg se află pe cele 4 rame. Și acum să ne ducem, să continuăm și sper că astea alte sunt din cealaltă ramă. Iată și propolis, da? Deci folia așa s-a propolizat în marginea asta. Câte lucruri nu s-ar putea face, dar oricât m-am străduit așa să atrag atenția guvernanților, nu sunt interesat să ne fie mai bine. Asta e un lucru important să știți. Deci, dragii mei, acum, hai să le spunem pe cele 4, sunt 9 de toate. Celelalte 4 în partea asta, altă, că albina care este pe ele, zic eu că vine din compartimentul
cel al doilea compartiment. Atunci îi pun în marginea asta. Da? Spuneam că nu vor să ne fie mai bine. Cu cât suntem într-o situație mai grea, dependenți de ei. Ia uitați-vă, dragi, totul este full, full. Dependenți de ei și de locurile pe care, de muncă pe care le au, pe care le avem acolo și așa, nu. Deci așa, acest lucru este un lucru concret. Da? Deci vedeți că nu-s povești. Deci aici a fost o matcă, știți voi bine cum. Am retras-o în spate, o să vedem și în spate ce s-a întâmplat. Și în fața aici s-au format două nuclee cu mărci valoroase și care au creat, iată, da, mărci valoroase care au dus la cei ce și vedeți voi acum. S-au dezvoltat, dar n-avea cine să-l dune, decât dacă ai albină bună și ai o matcă valoroasă, asta e sigur. Ei, acum, cum fac eu? Fac în felul următor. Încerc să desprind. Uitați, dragilor. Și am să ridic folia. Ca să vedeți și voi ce fac. Ridic folia asta. Se formeze ca un zid. Uitați așa. Încât albina din partea asta se dau în compartimentul ei, iar cealaltă în compartimentul ei. Deci, acum ați înțeles exact ce am putut să fac. Am găsit această idee, improvizație de așa, ca să pot folosi folia și să creez o fantă. Ea a crescut, a fost într-o stare de furie puternică, era nebunită, ce facem? Și a crescut aici, uitați-vă, făgurel deasupra aici. Dacă ne-am dat drumul, imediat s-a apucat de lucru. Deci era probabil în perioada aceea când erau cules și ea nu știa ce să mai facă, unde să-și facă rezervă pentru miere. Ia uitați. V-am spus, v-am așteptat, vă aștept în continuare, cu tot cu rame, cu ramele acestea 3, 6, 9 rame vi le dau. Deci producția e a lui și o puteți lua cu voi. Eu îmi doresc foarte mult să aveți voi. Acum, ce facem, dragilor? Cu niște pioneze o să prind peretele, să fac ca un perete, așa. Dar nu e așa mare problemă, că albina, că dacă se mai duce într-o parte în cealaltă, ea nu se ceartă, că doar o stat împreună. Deci acum o să scutur albina de pe cele 4-5 rame din partea asta în compartimentul său. La fel fac și cu cealaltă. Și am să închid camera și la momentul în care am să încerc să pătrund în interior, ca să vedem exact ce albina are, dacă matca este aici. Deci mă interesează să știu dacă matca, mărcile sunt amândouă. Asta este curiozitatea mea. Deci asta a fost matca de bază. Ea a fost retrasă în spate, a produs cele două mărci care s-au împerecheat, au făcut două nuclei, s-au întâmplat, s-au dezvoltat și au prins și producții. Da? Și producții.
cele 9 rame, că dacă le iau ca medie, să zicem așa, 3 kg jumate, iată, sunt în ori 3,27, peste 30 kg de miere, dar 30 kg de miere la găleată, vreau să spun. Da, pentru că, na, știu ce spun când vorbesc asta. Deci după ce se extrage, în jur de 30 kg, 30 ceva de kg la găleată. Asta roiuri făcute. Cum de n-aș nu s-ar putea întâmpla asta? Sunt atâtea zone melifere, așa sunt tehnologii care oferă așa șanse și la mulțire, și date și producții, și polen, și toate acelea. De ce nu sunt receptivi? V-am spus, am fost la Ministerul Agriculturii, am stat de vorbă cu ministrul Botunoiu, mă strădui, dar mai mult alerg pe spunurile, măi fraților, haideți să facem din țara asta o zonă apicolă cum nu s-a văzut. Se retrag foarte mulți, repopulează satele și există o șansă imensă pentru, să spunem, schimbarea stării de sănătate a populației. Visam și la o variantă, acel batonaș de, cu polen proaspăt și cu miere și cu găpăceală făcut și dați copiilor cornul și laptele, hai să zic așa. Dar nu interesează. Nu interesează că vin de la un om care chiar n-are liniște și își dorește foarte mult să facem ceva concret. Nu interesează. Am bănuit că acum cu alegerile acestea prezidențiale va fi o reacție cât de cât. Nu. De ce vin de la mine? Asta e povestea. De ce vin lucrurile acestea la mine? Păi, da, dacă Dumnezeu mi-a pus mie în cap chestia asta și am inventat acest model de stup, nu? Acest biostup care, iată, după toate, caturile acestea sunt, repet, la vagon, dragilor. Haideți să mă opresc aici, să continuu cu mâinile amândouă, trebuie să scutur albina.